Îl văd deja pe Bogdan că este pregătit, dar înainte vreau să vă spun câteva cuvinte despre el. A fost director de creație la Leo Burnett România, fiind unul dintre cei mai importanți publicitari ai ultimului deceniu. Este omul din spatele celor mai bune spoturi TV, celor mai premiate, celor mai comentate. Sub conducerea lui, Leo Burnett a câștigat premiul pentru cea mai bună agenție de publicitate din România. Pentru 5 ani consecutivi la rând, premiul Agenția Anului în Europa Centrală și de Est, peste 100 de premii de creativitate și 30 de premii de performanță. După ce a plecat din Leo Burnett, Bogdan și-a deschis propriul butic de creație și știu că nu doar atât, Bogdan, salutare, pe lângă asta mai ai mai multe business-uri, chiar vreau să te întreb, mai ai și poligonul? Da, normal. Normal, trebuie mi-e dor să merg acolo. Te rog. Culmea e că e cel care merge cel mai bine în perioada asta, dintre toate business-urile. Și vreau să-ți recunosc că o să-ți fiu și eu client, pentru că acum câteva zile întâmplător, mama îmi spune, mă, Alex, știi ce n-am făcut eu niciodată până la vârsta de 60 de ani? Ce n-ai făcut, mamă? Mamă, n-am tras cu pistolul și vreau să văd cum e. Mamă, și nu doar că o să tragi, știu și unde vei merge ca să tragi, așa că abia aștept să ajung acolo. Bogdan, ce faci? Știu așa, știu că din martie stai acasă, țin minte că pentru un interviu ai spus că ai ieșit de vreo 5-6 ori din casă, în rest ți-ai făcut vacanța ca să te citezi în curte. S-a schimbat ceva de atunci? Da. Nu s-a schimbat nimic. Nici nu știu dacă au fost 5-6 ori. S-ar putea să fi fost mai degrabă 3-4 ori decât am ieșit de aici, din incintă, ca să zic așa. Că eu stau într-un cartier, e mult spus, o stradă cu case pe stânga și pe dreapta, cu porți la capăt, așa. Un compound, cum îi zic ăștia, unde sunt înconjurat de prieteni și de exemplu, de asociații mei de la poligon, stau cu mine pe stradă, așa că ne vedem în cerc închis. N-am stat singur cu Xihastru. Am avut o comunitate mică și veselă, cu un dozator de bere în curte, grătare, muncă, veselie, familie, toate bune. Slavă Domnului, până la urmă toată lumea sănătoasă. Așa că, so far so good, a funcționat izolarea. Asta e cel mai important, că toată lumea este sănătoasă. Țin minte și că dozatorul acela de bere, uite cum poate el să devină cel mai bun prieten al omului, ca să vezi ce poate să facă că este. Puterea unui dozator. Să știi că este. mi-a și ne-a folosit în perioada asta. Noi, eu cu colegii mei de la întreprindere, de la 23 de la agenție, din totdeauna, de când am deschis-o de 14 ani, miercurea nu lucram, miercurea făceam Happy Wednesday. Se muncește luni, marți, miercuri ne vedeam la un grătar, la cu totul altceva, nu ne vedeam cu clienți. Se muncea dacă era de muncit, la brainstorming și așa mai departe, dar într-o atmosferă mult mai relaxată. Joi și vineri înapoi la muncă, ceea ce e interesant, muncești două zile, stai o zi, mai muncești două zile, vine weekend. În perioada asta din martie stăm cu toții acasă, Happy Wednesday-ul l-am ținut. Deci miercurea ne-am văzut, să știi, din mai până în octombrie, cât a fost frumos afară, ne-am văzut pe terasă, miercurea de fiecare dată. Minunat. Așa că dozatorul ăla chiar a avut treabă mult. Mă bucur foarte mult, Bogdan. Hai să intrăm în subiect. Și anume, începem cu partea asta pozitivă, pentru că noi tot am vorbit acum în business, știm foarte bine de perioada grea pe care o traversăm, știm că discutăm despre modalitățile de adaptare, de pivotare și ce soluții au fost identificate, dar totuși mă bucur că printre oamenii care au expunere, cum ești și tu, există și inițiative pozitive, inițiative care sunt menite să ne facă să ne destindem și uite așa am înțeles că s-a născut și Bancul de Luni, apropo dragilor, pe pagina de Facebook, exact așa, pe Facebook să căutați Bancul de Luni și acolo vă așteaptă... Ai dat like, te-am văzut. Ai văzut că am dat? Ai văzut că am dat? Ce crezi, mi-am făcut și temele, adică stăteam cu minte, m-am uitat, a murit la ăla cu polițistul și cu concursul de matematică. Trebuie să-l vedeți, nu știu, zi tu, Bogdan, dacă vrei să ni-l spui sau să-l vadă oamenii, cum vrei tu? Nu, lasă să intre, ești nebun? Păi da, exact de-aia le filmez, ca să nu le spună nimeni. Ei, atunci te rog să-l spui să intre. Să intre și pe YouTube și pe Facebook și pe Instagram și pe TikTok, pe celor mai ușor, caută Bancul de Luni și văd bancul cu polițistul și concursul lui de matematică la care a câștigat în televizor. Cu plăcere! Da, am pornit o jucărie cu bancuri în perioada asta din mai multe motive. Ia uite, ați dat share la asta! Colegii de la OVN sunt pe fază ca de obicei, le mulțumim. Buni oameni. Din mai multe motive, așa. Unul e personal, o frustrare
de publicitar cumva, că nu mai văd suficient umor în, în publicitate, în, în, cum îl cheamă pe ăsta, calupul de publicitate. Nu mai văd umor pe la televizor, nu știu de ce, și nu e vorba doar de acum, de când cu pandemia, de niște ani de zile încoace, parcă nu mai văd atâta umor pe televizor în reclame. Și eu sunt unul dintre oamenii care au încercat tot timpul să aducă umorul lângă produse, să facă reclame cu umor. Și acum, probabil și din frustrarea asta, așa, m-am gândit să fac umor pur și simplu și dacă îi putea vreodată să aduc produse lângă umor, și mai bine. Asta e o motivație. A doua a fost că mie îmi place să filmez, îmi place să regizez. Și am văzut că se primesc extraordinar de multe bancuri, le primim pe WhatsApp, pe Messenger, pe ce vrei tu, pe Facebook, share-uite, că sunt memes, că sunt texte, că sunt poze, că sunt chiar și filmulețe funny. Lumea share-uiește în draci umor. Și e o comoară de bancuri pe lume, la care, din fericire, nu trebuie să plătești drepturi de autor, nu trebuie să cumperi de nicăieri bancul ca să poți să-l filmezi. Și m-am gândit să le filmez. Mie îmi lipsesc și au dispărut, nu știu de ce au dispărut, scenetele de pe vremuri cu care am crescut la TVR. Dacă mai țineți minte, la TVR, la singura televiziune care exista pe vremea aia. Da, toate Demrădulescu cu Toma Caragiu și cu Bitlic la masă, la restaurant, la doctor, la Mateiașule, n-ai găsit altă rimă, îmi lipsesc toate poveștile astea. Și m-am gândit să le reinventez, să le aduc pe tapet. Iar sunt foarte bun prieten cu foarte mulți creatori de umor, stand-up comedian, oameni care fac improvizație și așa mai departe. Îi știu aproape pe toți, sunt amic destul de bun cu mai toți. Și am încercat să fac o chestie cu care să nu intru în vreun fel de competiție cu ei. Nu creez umor, doar îl culeg bancurile și le filmez. Nu e o treabă de mai degrabă de regie decât de creație de umor. Cum am spus eu, curator de umor, nu creator de umor. De data asta. Cam astea sunt logicile din care am făcut-o. Și nu în ultimul rând, în pandemie, mi se pare că e nevoie uriașă de umor. Și dacă vrei, la un moment dat să vorbim despre asta, chiar am niște research în spate, dacă poți să crezi. Cei de la Unlock Research, am și niște slide-uri cu ce s-a întâmplat în pandemie cu umorul și cât e de important să-l livrăm. Eu mă chinui cu clienții mei foarte tare să-i conving că e nevoie de umor. Dacă ai văzut ce s-a întâmplat în publicitate în toată perioada asta, toată lumea mea, după ce a început pandemia, a ieșit numai cu plâns pe umăr. Toate brandurile au ieșit să stăm acasă, să ne înțelegem, familia, să-i protejăm pe cei dragi. Lucru corect, ca să zic așa, dar am trecut de faza aia. Lumea vrea altceva acum. Ok, am avut nevoie de confort. De confort, nu știu cum se zice, consolare, nu știu cum se zice în românește, comforting. A avut nevoie de comforting la începutul pandemiei cu totul altă ipostază acum. Și cred că umorul ne ajută foarte tare să trecem peste toate angoasele astea de COVID. Uite-te la ce vrei tu, la audiențele la Las Fierbinți cresc, îți dau un exemplu. Lumea caută umor. Sunt foarte curios, Bogdan, apropo de expertiza ta și de ce ai menționat adineauri. A fost comunicarea prea unitară, apropo de fiecare îndemn stați acasă, parcă toate brandurile vorbeau în aceeași voce. Ți s-a părut normal sau totuși a fost exagerat? Mie mi s-a părut exagerat, sincer să fiu. Adică când ești al treilea, al patrulea brand care dă drumul la un spot de vă înțelegem, mi se pare că deja nu mai știe lumea al cărui brand e spotul. Înțeleg pornirea individuală a fiecărui marketer. Domne, cred că e momentul să le arătăm clienților noștri, consumatorilor noștri, că îi înțelegem, că suntem alături de ei. Cred că, adică pot să înțeleg mecanismul din spate. Nu pot să înțeleg să dureze luni de zile. Când ai văzut că au ieșit unul, două, trei, dacă acum 2 ani la centenar făceau toți despre 100 de ani de România, toate brandurile, ai fi știut al cui e care spot,
Cam asta mi s-a părut că s-a întâmplat și cu, și cu comunicarea în pandemie. Toată lumea a plâns pe umărul cetățenilor, așa. Mi s-a părut mult, să fiu sincer. Nu, întâmplător te-am întrebat asta, pentru că din punctul meu de vedere pot spune că ești un trendsetter în domeniu, așa că știu cât de multă lume ne ascultă. Aici n-am fost trendsetter, că aici n-am făcut niciun spot de pandemie. Mă refer acum mă refer la ceea ce spui, așa că știu că lumea te va asculta și asta e important. Să revenim un pic acum la nota noastră de optimism despre care este vorba. Am stabilit asta, bancuri ai de ales o multitudine, primești din toate părțile. Acum presupun că și toți prietenii tăi în momentul în care te sună Bogdan, stai să zic un banc să vezi ce am auzit. Cred că ăsta e subiectul principal în ultima perioadă. Am primesc și eu am încurajat lumea la Bancul de Luni. El se cheamă Bancul de Luni, apropo, că lunea e cea mai... e ziua aia când nu crește iarba și atunci pun un banc nou în fiecare luni de dimineață ca să ai, să te mai liniștești puțin când a început serviciu. Școala, ce-o fi. Da, primesc pe Bancul de Luni la gmail.com. Eu încurajez lumea să trimită bancuri, să am de unde alege. Am mai primit de la prieteni, uite, de la Tudor Călin Zarojanu, de exemplu, am primit un document cu 4.000 de pagini de bancuri. 4.000 de pagini înseamnă, nu știu, am 20-30 de mii de bancuri numai în documentul ăla de unde să aleg. Pe lângă nenumărate bancuri pe care le știu într-o viață de om. Și acum, cum mai amintesc un banc, scriu repede pe telefon, să nu-l uit, sunt ca bătrânie. Scriu repede în notes, mă rog, scriu poanta, nu scriu bancul, să-mi aduc aminte să nu-l uit. La toate mesele, la toate conversațiile, la toate distracțiile, apar 1.000 de bancuri și se spun 1.000 de bancuri. Țin minte multe dintre ele. Dacă masa nu depășește alcoolemia pe cap de locuitor, și când a doua zi nu-și mai aduce aminte nimic, știi că ai râs și nu mai știi de ce ai râs. Ei, acum cu telefonul mobil știu de ce am râs, a doua zi știu de ce am râs. Și le adun și văd ce se poate filma. Corect, Bogdan, uite, apropo de filmat, sunt foarte curios. Presupun, este evident că ai niște costuri cu filmarea acestor bancuri și vreau să-mi dau seama ce te motivează. Vreau să-mi dau seama ce te motivează pe tine. Adică este o acțiune pe care tu vrei să o dai înapoi societății, să spun așa, să crezi zâmbete sau... Ai nebunit? Păi asta zic, sau este un proiect care urmează să fie remunerat? Nu mai este un proiect în care aș vrea să și vină bani, ca să poată să... Cheltuielile de producție sunt dacă fac un banc pe săptămână, timp de un an de zile, sunt de zeci de mii spre suta de mii de euro. În principiu, numai așa, fără actori mari, ca să zic așa, și fără mari mijloace de producție. Nu, este un proiect în care eu sper să... pe care sper să-l monetizez, normal, cu product placement, cu bancuri oferite de, cu... Cred că la un moment dat, știi cum e? Eu cred că oamenii de marketing, în sinea lor, oricât de frică le e să pună umor pe televizor cu sute de mii de euro în spatele unui spot ca bandă media, cu zeci și zeci de mii la producție, cred că în sinea lor ei își doresc să fie cool. Își doresc ca alt prieten de-al lui sau alt marketer să-l sune să spună, băi, foarte mișto spotul ăla. Asta sper eu să le dau ca variantă cu bancurile. Dacă nu vor avea curajul să bage sutele alea de mii în spatele unui spot cu umor, unui spot publicitar cu umor, poate vor avea curaj să bage bani mult mai puțin într-un banc cu produsul lor, care să-i facă simpatici pentru consumator. Ei, tocmai de asta te-am și întrebat, pentru că știm foarte clar că audiența noastră este formată din oameni din marketing, așa că ținem minte mail-ul. Bogdan, ai spus că este bancul de luni @gmail.com, nu-i așa? Ăla e simplu. Să știi că le-am făcut, aici n-am avut cine știe ce nevoie de creativitate, n-am vrut să fac nimic complicat. Cred că trebuie să fie foarte simplu. Bancul de luni. Bancurile sunt pentru toată lumea. Ne bazăm pe milioanele alea de vizualizări și share-uri. Nu poți să fii elitist la milioanele de și complicat când vrei milioanele de views. Întocmai. Iar oricum, până în prezent, am observat că proiectul se bucură de cifre foarte bune, așa că felicitări și multă, multă baftă. Păi, nu știu cu ce să compar, Alex. Nu știu cu ce să compar, că n-am mai făcut proiecte de-astea și nu știu, n-am criterii, nu știu să-i măsor performanța deocamdată. Abia am început de 3 săptămâni, am pus 4 bancuri până acum. Da, unul a ajuns la 1.500.000 de view-uri, unul a ajuns pe
Apropo, vorbeam și cu Marta săptămâna trecută despre asta. Mie mi se pare că adevărata măsură a viralității e share-ul. Știi? Nu view, că view-ul îl cumperi, dacă vrei. View-ul îl inventezi din China, îl păcălești view din cu niște bănuți în spate. Dar share-ul, oameni care se și-l asume, pentru că în momentul în care tu dai share la ceva, indiferent că este pe WhatsApp către un prieten, că este pe Messenger, că e pe Facebook, ți-l asumi. Tu spui lumii, băi, ăsta e un banc la care râd eu. Atât sunt eu de atât simț al umorului am, atât sunt eu de deștept sau de prost sau de ce vrei tu. E ca să ți-l asumi, mi se pare că engagementul ăla pe care îl tot povestește toată lumea prin digital, mi se pare că e cel mai mare în momentul share-ului. Băi, și m-am bucurat să văd. Primul banc, de exemplu, a ajuns înapoi pe... Nu pot să număr asta. Mă enervează că nu pot să monitorizez. Aș vrea să descoper cum se face treaba asta. Primul banc, de exemplu, l-am pus luni, a ajuns miercuri pe WhatsApp. Prima oară când mi-au spus prieteni, am primit bancul ăla pe WhatsApp, a fost miercuri. E, deja în ultimele două bancuri, îl pun luni la 10, luni pe la 1, îl are lumea pe WhatsApp deja. Și îmi place ideea asta. Uite, primul banc a avut 15.000 de share-uri dintr-o singură postare, de exemplu. A luat 15.000 de share-uri. Nu știu să spun dacă e bine sau rău. Văd că este... și știi la ce mă uit? Eu mă uit că la orice postez, orice postează, oricine, vine un val de hate undeva. În comentarii apare un val de hate. Până acum n-a apărut aici. Am avut două comentarii pe la un banc și vreo trei pe la ăla cu polițistul pe care l-ai menționat tu, dar în care îi jura pe polițiști, nu bancul. Adică pe care le-am șters, că n-au polițiștii nicio vină. E un banc, nu vrea să chinuie pe nimeni banc. Uneori și hate-ul este bun. Oricum, din punctul meu de vedere, rezultatele sunt foarte bune într-un timp atât de scurt, așa că keep it up, să spun așa. Și aș vrea să știi că mai avem puțin timp, din păcate, adică după counter un minut, dar aș vrea să mai acoperim rapid, așa, două, trei subiecte, pentru că nu pot să nu profit de prezența ta. Și aș vrea să te întreb, cum vezi tu adaptarea industriei de creativitate în acest context al pandemiei? Păi asta nu e o întrebare de un minut. În principiu e... Da, și nici, adică și nu știu, vrei trei subiecte într-un minut. Întrebare de 20 de secunde. E complicat. E complicat pe multe paliere. E complicat pe palierul de, ca să zic așa, în primul rând, palierul intern. Cum lucrezi de acasă, cum mai ții lumea motivată, cum ții oamenii involved, în conectați la tensiunea proiectului, ca să zic așa. Cum îi faci să se gândească la publicitate când ei se gândesc dacă bunicul lor are COVID, dacă ce fac copiii cu școala, ce se întâmplă cu vacanța, vor mai avea salarii sau nu vor mai avea salarii. E complicat. Intern e o provocare interesantă, dar neplăcută, ca să zic așa. După aia este o discuție întreagă cu clienții. Cum văd ei, cum aleg să treacă prin criza economică. Sunt categorii și categorii, iar aici depinde câți clienți ai, depinde ce fel de agenție ești. Și o agenție mare care are mulți clienți, ai 200 de clienți, ok, 20 vor închide, dar 20 vor prospera. Deci cumva îi echilibrezi. Ai puțini clienți, începi să te uiți în ce categorie ai. De exemplu, uite, eu am client bere. Da. Păi bere a avut Horeca închisă practic un an de zile, aproape un an de zile, da? Sau mă rog, un sezon. Ei au ratat vânzări importante în sezonul ăsta. Aici depinde de fiecare marketer. Ce alege să facă în momentul ăla? Investește mai mult sau zice, hop, n-avem încasări, ne așezăm cu minți pe bani și nu mai investim nimic. Iar asta e de la client la client, de la categorie la categorie. Depinde, nu cred că e un răspuns universal. Cred că e un răspuns de la agenție la agenție, de la client la client. Dar iar creativitatea, uite, a devenit șablon la începutul pandemiei. Toată lumea se plângă pe umărul bătrânilor, persoanelor vulnerabile și așa mai departe. Acum, iar nu știu ce să spun dacă e șablonardă, dar nici nu văd să iasă nimic spectaculos. Adică nu văd campanii să spun, băi, foarte tare campania asta. Întotdeauna ies mai bine campaniile când în perioadă de foame. Știi? Dar de foame, nu de foamete, de foame, când vrei să cucerești teritorii, când vrei să crești, nu în vremuri de frică.
Știi? Și asta e o vreme de frică, din păcate. Așa este și cred că e un subiect pe care colegii mei din revista Bizar putea să-l abordeze. Apropo, dragilor, vă dau așa un cot. Bogdan, ultimul gând cu care aș vrea să încheiem discuția asta, dacă poți să ne spui în câteva cuvinte ce lecție ai învățat în acest an sau aceste 8 luni de pandemie? E o lecție veche, respectiv sănătatea că e mai bună decât toate. Nu e vreun învățământ de ăsta revoluționar. Nu am descoperit nimic nou despre mine. Mă bucur că am putut să rămân relativ întreg la cap, dacă am fost vreodată, dar am rămas la fel de întreg sau de neîntreg la cap ca și până acum. Mă bucur că familia e sănătoasă. Deci cumva în pandemie ne începem să ne reducem la cercul apropiat, știi? Ne uităm în bula foarte apropiată. Copii, familie, părinți, colegii apropiați, prietenii apropiați. Ceea ce cred că nu e un lucru rău, să ne gândim la povestea asta mai des decât doar în pandemie. M-am bucurat de apropierea tuturor în perioada asta. Dar nu pot să spun că am descoperit ceva despre mine, că n-am nicio problemă să stau în curte și prin incintă. N-am nici cea mai mică problemă. De când cu Netflix-ul, cu netul, cu ce vrei tu, nu simt nevoia de plimbare foarte tare. Și asta este foarte bine, mai ales că în ultima perioadă știu că cei mai mulți dintre noi intrasem așa într-un val profesional în care uitam să prioritizăm, cum ai spus tu, Bogdan, familia, pe cei din bula cu adevărat apropiată. Așa că, din punctul meu de vedere, este foarte important ceea ce ne-ai spus. Și, Bogdan, vreau să-ți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația noastră să fii astăzi alături de noi. Cu mare drag, cu mare drag, oricând. Cred că, nu știu dacă am ratat multe ediții de Zilele Biz, cred că am mai ratat câteva, dar cred că am fost și la prima, și la 19 ani sunt? Da, exact, a 19-a ediție anul acesta. Suntem din ce în ce mai bătrâni. Îmi este dor de o confruntare cum a fost anul trecut, a fost, noi așa, între, să zicem, oamenii vechi și noi. Nu-i așa? A fost superb, chiar a fost spectacol și uite, aceea chiar cred eu că dacă ar fi fost filmat atunci, apropo, live, ar fi devenit ceva viral pentru că ați fost fabuloși cu toții. Bogdan, încă o dată mulțumim mult, mult de tot, îți dorim mult succes. Bancul de luni pe Facebook, intrați, râdeți că finalmente despre asta este vorba și desigur dați și un like. Mulțumim încă o dată, Bogdan Aumovici a fost alături de noi la Zilele Biz.